în obsesia lor de a mă prinde cu ceva, pentru că am devenit o obsesie pentru poliția politică de la DNA, face niște încălcări grave și flagrante ale drepturilor omului, ceva de neimaginat. Și am să vă spun și de ce. După cum bine știți cu toții, în dosarul în care mă prezint la București în fiecare lună și în care mă așteptați și mă filmați acolo la intrare, sunt acuzat pentru niște retrocedări și pentru vânzarea terenului de sub cazinou din Mamaia. Procurorul de la București zice: Mazăre, te bag în pușcărie, fiindcă ai vândut domeniul public al statului și valoarea lui era de 30 de milioane de euro. Și la 6 ani începe o nouă anchetă, procurorul DNA de la Constanța, care spune: Mazăre, te acuz și te trimit în judecată că ai vândut terenul care nu era domeniul public al statului, era al primăriei, aveai voie să-l vinzi? În totală contradicție cu ce spune procurorul de la București, aceeași instituție, discutăm de același DNA. Nu puteam să înțeleg, cum bănuiesc că nu puteți să înțelegeți niciunul dintre voi și nimeni normal și cu scaun la cap, cum aceeași instituție, aceiași procurori, unul mă acuză de ceva pentru vânzarea terenului și colegul lui mă acuză de altceva pentru vânzarea acelui iași teren. Cum ăla de la București zice că n-aveam voie să-l vând, ăla de la Constanța zice că aveam voie să-l vând, cum ăla de la București zice că făcea 15 milioane, ăsta zice că făcea 5 milioane și eu probez în ambele dosare. Avocați, experți parte, audieri și așa mai departe. Sunt o victimă a statului român pentru această dublă cercetare. De luni o să dau statul în judecată că sunt victima statului român pentru că mă anchetează în paralel pentru același lucru, aceeași instituție a statului.